Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine v-am regăsit la Studio Politic. Începem, sunt Anca Suciu. Guvernul este disperat să facă rost de bani, poștașii sunt transformați în recuperatori ai fiscului. Iar statul vrea să ia la puricat veniturile românilor pentru a avea apoi ce să taxeze. Măsura ar putea fi un pas înainte către impozitul progresiv dorit de PSD. Klaus Iohannis nu renunță la avionul privat de lux pentru deplasările în străinătate. Acum a plecat la New York, direct de la Constanța, la bordul aceleiași aeronave cu care a făcut și ultimele vizite externe. Un avion cu dotări de top, asemănător cu cel al lui Elon Musk. Șeful statului participă zilele acestea la summitul ONU în Statele Unite. Iar Klaus Iohannis ar avea pretenții să-și impună apropiații la alegerile parlamentare. Jurnaliștii Digi24 au obținut pe surse lista. Ligia Deca, actualul ministru al educației, Diana Păun, consilier prezidențial, Cristina Trăilă, deputat în funcție, ar fi favoritele președintelui. Iar acum haideți să ne mutăm atenția înspre invitații de la Studio Politic. Bună ziua și mulțumesc că sunteți alături de noi. Doamna Trăilă, că v-a menționat, Cristina Trăilă, deputată al Partidului Național Liberal. Bună ziua. Mulțumesc că sunteți cu noi. Mulțumesc. Poate Adrian, clarificăm acest aspect. Exact. Adrian Țuțuianu, din partea Partidului Social Democrat, secretar general adjunct. Bună ziua. Bună ziua. Mulțumesc de invitație. Ionuț Moșteanu, din partea USR, liderul deputaților USR. Bună ziua. Bună ziua. Iar alături de mine, profesorul în economie Cristian Păun, mulțumesc că sunteți alături de noi. Ne-am propus să ne uităm spre măsurile pe care le analizează guvernul, pare inventiv și dacă e un prim pas înspre impozitul progresiv. Că e o întreagă discuție, apropo, și pentru cei de acasă, referitor la ce ne așteaptă anul viitor, unu, dacă sunt taxe, doi, ce poate însemna acest impozit progresiv și cum, adică statul ne ia la verificat aceste venituri. Haideți să le luăm pe rând. Înainte să urmărim imaginile, să urmărim informațiile de fapt pentru care a reușit Ema Stoica să le obțină. Pentru că vorbim de un venit al familiei care intră în atenția statului și totul are și un deadline. Până la finalul anului. Ema Stoica. Ne uităm în primul rând la ce înseamnă venitul global per familie, pentru că acesta este termenul pe care îl folosim în momentul de față în lege. Este practic faptul că statul dorește să vadă cât câștigă fiecare familie, în parte care sunt veniturile care intră în casa respectivă într-o lună de zile, iar în funcție de acest venit să fie ulterior acordate acele facilități pe care le au, de exemplu, familiile cu venituri reduse, fie că vorbim de vouchere pentru persoanele cu defavorizate cu venituri reduse, fie că vorbim de ajutoarele de încălzire sau ajutoarele la energie. De fiecare dată când am vorbit de toate aceste ajutoare, s-a adus în discuție și ce înseamnă un venit global per familie. Acum, pornind de la acest lucru, din informațiile noastre, știm că până la finalul anului, executivul vrea să aibă o claritate în ceea ce înseamnă venitul global per familie, adică să știe cât câștigă și câți bani intră în fiecare casă în parte, însă este destul de greu în practică, pentru că știm că există foarte, foarte multe zone, foarte multe familii care nu au toate veniturile declarate și atunci ar fi doar o imagine mai puțin completă decât în mod normal. Pe de altă parte, dacă ne uităm și la partea politică, ar putea să fie un pas spre ceea ce înseamnă impozitul progresiv. De ce? Pentru că în momentul în care vorbim de această propunere, care a venit de-a lungul timpului din partea social-democraților, vedem că impozitul progresiv este de fapt un impozit diferit în funcție de veniturile care ajung într-o familie, iar în momentul în care statul are clar o imagine cât câștigă fiecare familie în parte, atunci poate să își facă politicile în funcție de acestea și să pună un impozit diferit de la o familie la alta. Pe de altă parte, liberalii au spus că în momentul de față nu se poate vorbi de așa ceva, că România nu este pregătită de un impozit progresiv și că ar trebui să rămână la cota unică, același impozit pentru toată lumea, indiferent de veniturile pe care le are o familie. Așteptăm să vedem la începutul anului viitor dacă din toată această discuție vor câștiga cei din Partidul Social Democrat sau va rămâne la fel cum este acum, cum își doresc cei de la Partidul Național Liberal. Înainte de a începe discuția, domnule profesor, principial sau cel puțin pe fond pare o decizie bună aceea de a încerca să vezi care sunt veniturile exact și astfel direcționezi și ajutoarele, pentru că vorbim inclusiv de compensările din energie, de exemplu, de ajutoare pentru lemne, a dat tema câteva exemple de asemenea. Cum vă pare însă abordarea aceasta? Noi nu știm exact cum se întâmplă. Avem câteva informații pe surse în acest moment că
venitul familiei trebuie stabilit și statul vrea să îl cunoască, dar în paralel noi avem și această goană după bani pentru buget. Statul cunoaște în momentul de față veniturile, sigur, cele pe care le declară oamenii și cele pe care le știe deja. Nu văd de ce ar mai fi el stresat acum să ne mai ceară să mai ne declarăm veniturile. Noi ni le declarăm în fiecare an. E drept că cei mai mulți dintre români, vreo 80% dintre români, câștigă un singur tip de venit, salariu. Și, din păcate, o bună parte din cei care câștigă doar salariu, câștigă salariu minim pe economie. Deci nu au alte surse de venit, cei mai mulți dintre noi, doar salariu, pe care îl declară angajatorul în momentul în care plătește contribuțiile pe acest salariu. Deci nu văd ce ar descoperi statul în plus pe zona asta. Sigur că pentru celelalte venituri, noi suntem obligați să le declarăm. Avem declarațiile de venit care se depun în fiecare an, pentru care se plătesc impozite. Anul acesta se plătește, da, și impozit pe venit, plătește impozit pe contribuție la sănătate gradual în funcție de nivelul venitului. Deci progresiv deja plătim contribuția la sănătate, sigur, plafonată la un moment dat, dar ea e progresivă. Deci statul știe informațiile astea. Și atunci? E un joc din acesta de imagine. Cumva ne pregătim noi de impozitul progresiv. Impozitul progresiv are foarte multe probleme. Cel puțin pentru o țară ca România. Tocmai ce spuneam, 80% din salarii sunt, din venituri sunt salariale. Dumnezeule, ce sens are să te apuci pentru să... Pentru că l-așteptăm pe Nicolae Ciucă să iasă imediat, da, anunță, da, colegii, și așteptăm câteva declarații. Îl vedem la declarații. Atunci n-am să adresez întrebarea invitaților. Haideți să ascultăm declarațiile și revenim în platou. Mai este posibilă continuarea coaliției de guvernare sau PNL preferă să rămână în opoziție sau să intre în opoziție? Eu cred că este normal să discutăm despre acest demers ca fiind o nevoie de clarificare legislativă, pentru că demersul a existat până la un moment dat în cuprinsul legii. Astăzi nu mai există și ne referim la situațiile specifice când se suprapun alegerile. A fost o discuție pe care am avut-o cu premierul Marcel Ciolacu. Am convenit amândoi că este nevoie de această clarificare. În momentul de față observ că există mai multe poziții și o dezangajare de la acest proiect. Ca atare, în momentul în care noi discutăm, este clar că nu există o susținere a demersurilor politice în interiorul coaliției, motiv pentru care vom avea o atitudine pe măsură. Ați înțeles de ce nu sunt de acord? Discuție cu domnul Ciolacu. Putem înțelege de aici că inițial domnul Ciolacu și PSD au promis că vor susține acest proiect de lege? Eu am discutat cu domnul Marcel Ciolacu, nu cu partidul. Ca atare, înțelegerea a existat pe acest demers. Mai este posibil coaliție de guvernare după... guverna cu PSD? Cum veți face ca totuși să puteți rezolva anumite probleme care țin de... Tot ce ține de problemele tehnice specifice guvernării le vom rezolva la fel de responsabil cum am făcut-o până acum. În ceea ce privește întrebarea domnului Marcu legat de ce vom face după alegeri, eu îmi exprim punctul de vedere că nu văd cum putem să realizăm o coaliție cu Partidul Social Democrat în astfel de condiții. După acest moment, mai aveți încredere în Marcel Ciolacu? Este discutabil. Vă mulțumesc. O întrebare, vă rog, despre reacția domnului Bădălan, care spune că la momentul în care acel contingent italian v-a cerut să interveniți, dumneavoastră nu ați cerut aprobare, spune el că ar fi trebuit să știe, pentru că la acel moment era șeful forțelor terestre și ar fi trebuit să știe dacă cereați această aprobare. Într-adevăr, la vremea respectivă, dumnealui era șeful forțelor terestre, doar că toate unitățile care executam misiunile în teatrele de operații eram subordonate comandamentului operațional întrunit și doar comandantului comandamentului operațional întrunit ceream aprobări. Și i-aș cerut aprobare. Cum? I-aș cerut aprobare. Absolut, există o corespondență și există un jurnal al acțiunilor militare care nu poate fi contestat. Dacă îmi permite, domnule președinte, ultima întrebare. E posibil scenariul unei rocade Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă, dacă dumneavoastră câștigați alegerile prezidențiale? Marius, am mai discutat astfel de chestiuni.
vindem blana ursului din pădure. În momentul de față, noi trebuie să așteptăm să vedem rezultatul alegerilor, iar din punctul meu de vedere, așa cum am menționat de fiecare dată, indiferent cine va fi președinte, nu trebuie să iasă din prevederile constituționale. Vă mulțumesc. Știe deja rezultatul și spunea că cu siguranță nu veți câștiga. Știe dumnealui rezultatul? A spus săptămâna trecută că nu se va pune problema ca dumneavoastră să numiți premierul pentru că nu veți câștiga alegerile prezidențiale. Să lăsăm să vedem ce spun românii. Proiectul mai merge mai departe cu legea care îl favoriza pe președintele Klaus Iohannis. Declarații ale președintelui Partidului Național Liberal Nicolae Ciucă, după ce Partidul Social Democrat a anunțat că nu susține proiectul de lege prin care Klaus Iohannis poate să ajungă senator pe lista Partidului Național Liberal, fără să își încheie mandatul mai devreme, deci candidat la alegerile parlamentare. Doamna Trăilă, lămuriți-ne puțin ce înseamnă că Partidul Național... 1. V-a surprins declarația domnului președinte Nicolae Ciucă? E referitor la? La relația cu Partidul Social Democrat și ieșirea de astăzi. Adică pare o atitudine... Spune așa, vom lua atitudine pe măsură. Bun, ce înseamnă asta? Eu nu înțeleg. Adică poate fi doar o declarație politică, sigur, câtă vreme rămâi la guvernare cu PSD. Rămâne de văzut care vor fi consecințele acestui dialog avut astăzi, despre care eu personal și bănuiesc că nici dumneavoastră nu aveți informații foarte clare. Avem doar declarația președintelui și vom vedea în momentul în care va veni spre partid și aceste aspecte vor fi discutate. Informațiile sunt că nu mai discută Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. E o ruptură în coaliție care poate duce înspre ruperea guvernării înainte de alegerile prezidențiale? Nu știu să vă spun acest lucru în momentul de față, dar cert este că au existat o serie de discuții în prealabil și s-au agreat asupra anumitor aspecte și atâta timp cât una dintre părți nu-și ține promisiunea, evident că există și o consecință a acestor așa zise înțelegeri dacă ele n-au fost duse la bun sfârșit. Ca atare, președintele Ciucă cred că a fost ferm din acest punct de vedere și el, ca și președinte al Partidului Național Liberal, trebuie să ia niște decizii în ceea ce privește drumul de urmat al partidului, având în vedere aceste relații cu Partidul Social Democrat. Dumneavoastră, aveți încredere în colegii de la PSD? Îi considerați colegi? În Parlament, să știți că am colaborat foarte bine. Eu personal nu am o problemă și vă dau exemplu în Comisia Juridică, unde Laura Vicol e președinta Comisiei Juridice, cu care, având și aceeași profesie, am colaborat foarte bine. Dar sunt chestiuni punctuale. Nu pot să emit o părere despre relația în ansamblu PNL-PSD, pentru că se știe că în teritoriu am fost într-o competiție electorală. Iată că scorurile au fost pe măsură, suntem practic al doilea partid ca și scor în alegerile locale, deci evident că eu nu pot vorbi în numele tuturor colegilor mei. Dar există o coaliție la care ne-am angajat nu pentru că ne-am dorit ca și filozofie politică și știm foarte bine că sunt două partide mari cu două ideologii diferite, ci pentru că a fost nevoie de stabilitate și cred că este nevoie de stabilitate în continuare. Lămuriți-mă dacă dumneavoastră sunteți dintre acei liberali care văd alianță cu PSD după alegeri sau care cred că punțile sunt rupte astăzi cu PSD? Eu văd o alianță dată de cetățenii României. Așa s-a întâmplat și în 2020. Cetățenii se vor prezenta la vot. Sigur că da, dar votul lor contează. Este exact ceea ce a spus și președintele Ciucă. Reprezentați o parte a acestor cetățeni. Cărora ce le spuneți? După alegeri, votați Partidul Național Liberal, indiferent de situație. Nu o să merg niciodată să spun votați Partidul Național Liberal care va fi într-o coaliție cu X sau cu Y, ci votați Partidul Național Liberal că poate. Așa Partidul Național Liberal, așteptați-mă, domnul Moșteanu. Exact așa le-am zis. Votați PNL ca să vă scăpăm exact, de PSD și v-ați luat în brațe. Vedeți, de aceea nu mai facem erori de genul acesta. Votați PNL că e cel mai sigur, pentru că e un partid de dreapta care, iată, la anul face 150 de ani și cu adevărat de dreapta. Lăsați-ne, că PNR-ul a fost scris de dumneavoastră și uitați unde am ajuns. Ideea este că votați Partidul Național Liberal pentru că este singurul partid de dreapta pe care românii se pot baza în momentul de față și lucru demonstrat în alegerile locale prin scorul pe care l-am singurul partid de dreapta care merge cu stânga? Nu, singurul partid de dreapta care poate crea o majoritate la guvernare. Cu pentru că nu,
Păi cu stânga sunteți la guvernare acum, în 2020, votați PNL să vă scăpăm de PSD. Dar nu țipați, domnul Moșteanu, că nu suntem în Parlamentul României. Dar nu mai sfidați milioane de români care se uită la noi. I-ați mințit ani de zile. Da, și-am blocat o mulțime de măsuri care au fost în neregulă. În ceea ce privește pilonul 2 de pensii, știți foarte bine și dumneavoastră ca economist și ca profesor cunoașteți toate aceste detalii. Au scăpat destul de multe lucruri din PNRR-ul, nu vă uitați așa la mine, pentru că știu foarte bine ce scrie în jalonul 205, 206, 207. Și lucrurile acelea au fost agreate de partenerii de la USR. Și nu vreau să reîncep dezbaterea. Eu vă aduc aminte. Păi nu, dar te spun niște prostii aici, lăsați-mă și pe mine un minut. Doar o secundă, vreau să ne lămurim. A fost dezbătut în Parlament? Eu așa nu vreau să lămuresc și eu. Greșit. PNRR-ul a fost făcut la guvernare de PNL-UDMR cu USR, sub coordonarea ministrului USR. Este un proiect comun pe care noi l-am făcut împreună. De dreapta? V-ați asumat să desfințați IMM-urile de dreapta? E cel mai bun, Partidul Național Liberal de un lucru pe care îl faceți și dumneavoastră. Să preluați cuvântul ca să lăudați USR. Lăsați-mă să pun câteva întrebări. Avem o ieșire acum a lui Nicolae Ciucă. Avem câteva informații și vă dau cuvântul. Avem câteva informații. Elena Crângașu este acum alături de noi. Elena, vreau să ne lămurim în primul rând dacă nu e cumva o nouă mișcare de PR politic acum pentru coaliție. N-am primit răspunsul dacă PNL și PSD vor continua alianța. Până acum știm că părerile sunt împărțite, însă ar exista o majoritate în PNL care vrea alianță cu PSD. Am văzut informațiile pe care ni le-ai transmis și vreau să le explicăm un pic celor de acasă ce îți transmit acum cei din PNL, care e atmosfera. Tu ne vorbești acum de o răceală între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, mai exact. Au vorbit astăzi la telefon, s-au auzit, e vorba, are legătură de fapt cu această lege prin care Klaus Iohannis poate candida? Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Așa este în momentul de față. Relațiile dintre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă s-au răcit în urma proiectului depus de liberali pentru candidatura șefului statului la alegerile parlamentare. L-am văzut mai devreme pe președintele PNL, care nu a spus clar dacă ar mai avea încredere sau nu în Marcel Ciolacu, întrebat fiind. A spus că este discutabil, însă, din informațiile pe care le avem, Nicolae Ciucă, într-adevăr, își va schimba atitudinea față de președintele Partidului Social Democrat. Surse au declarat că nu mai are încredere Nicolae Ciucă în Marcel Ciolacu după ceea ce s-a întâmplat cu proiectul, pentru că inițial ar fi existat o înțelegere încă din luna aprilie, în care în eventualitatea unei astfel de situații socialdemocrații să îi susțină pe liberali. Și am văzut că mai apoi socialdemocrații au votat chiar ieri în unanimitate să nu susțină acest proiect. Drept urmare, a considerat Nicolae Ciucă, au declarat surse, că și-au retras acest angajament social-democrații, nu mai vrea să ducă niciun fel de discuție politică, doar pe chestiuni guvernamentale. Nu ar mai fi dispus nici măcar să răspundă la telefon din cauza acestei situații cu legea, iar pe viitor, au declarat aceleași surse, vor alege opoziția dacă se ajunge acolo și nu o continua a relației cu Partidul Social Democrat, deși, așa cum spuneai, bineînțeles că sunt tabere împărțite în Partidul Național Liberal și am văzut că PSD public le face în continuare această ofertă celor din PNL de a veni la guvernare și după acest an, chiar dacă recunosc că au probleme, mai ales acum în campanie. Dacă mă auzi, vreau să lămurim un pic această situație a rupturii. Înainte de alegerile prezidențiale sau e o promisiune pe după alegerile prezidențiale? Vorbim despre o continuare a coaliției după alegerile prezidențiale, pentru că, bineînțeles, va fi vorba despre o majoritate care trebuie formată. Scenariul ideal pentru PNL este să facă o guvernare de dreapta, dar în cazul în care PSD câștigă alegerile parlamentare și are nevoie de PNL pentru a forma o guvernare, PNL ar prefera opoziția în acest moment, au declarat surse. Îți mulțumesc, Elena. Vă rog, domnule Țuțuianu, vreau o reacție și din partea dumneavoastră. În acest moment, dumneavoastră considerați funcțională coaliția cu PNL. Noi, informațiile pe care le vedeam apropo de legea lui Iohannis, era că nici Partidul Național Liberal nu-și dorește foarte tare ca președintele să se regăsească pe listă. Unii dintre cei din Partidul Național Liberal și
Ieri vă aduc aminte că au fost două declarații. Domnul Cosma de pe la Satul Mare, care a venit și a fost foarte critic cu proiectul de lege depus de colegii Fenechiu și Andrănanche. Și o a doua declarație a mai nou revenitului în Partidul Național Liberal, Viorel Cataramă. Ca să lămurim un pic care e starea de spirit și prin Partidul Național Liberal. Adică starea de spirit pe care o percepeți dumneavoastră, că nu tot partidul vrea ca președintele... Pe baza la ceea ce este public. Dar am înțeles bine, da? Acum, proiectul, evident că domnul Nicolae Ciucă este supărat că nu a fost susținut de PSD acest proiect de lege, este elementar, se învață în anul întâi la Facultatea de Drept, că o lege trebuie să aibă un anume caracter de generalitate. Nu poți să faci o lege care este destinată exclusiv unei persoane. Pe de altă parte... Nicolae Ciucă spune, stați puțin, ne-am înțeles în coaliție. Nu a existat niciun fel de înțelegere în coaliție. Dacă ați observat declarațiile lui Marcel Ciolacu de săptămâna trecută, au fost în sensul că analizăm cu juriștii noștri și vedem care este răspunsul și din perspectivă politică. Și ieri, răspunsul dat de domnul Ciolacu a fost unul. Am discutat, toată lumea a fost de acord că nu trebuie să susținem un asemenea demers. Și după părerea mea, cel puțin pe ce putem face analiza astăzi, nu există o soluție care să-l ducă pe domnul președinte Iohannis în postura de candidat independent pe listele Partidului Național Liberal. Ca să mă refer la chestiunea cu Becu, nu cred că Becu trebuie să dea consultanță juridică partidelor. Emite o hotărâre de interpretare conform legii. Va emite o hotărâre de interpretare sau va fi doar un răspuns care nu poate fi folosit? Având în vedere petitul cererii noastre, adică ce am solicitat noi prin cerere, noi asta am solicitat, să se emită o hotărâre de interpretare, așa cum de altfel același Bec a emis în 9 septembrie hotărârea numărul 2 de interpretarea sintagmei judecător de serviciu. Deci are în atribut conform legii o astfel de posibilitate de interpretare, iar noi am cerut să se interpreteze sintagma candidat independent. Deci n-ați pasat? Nu, sigur că nu. Astfel încât s-a amânat momentul, ne apropiem nici de alegeri și poate nu se vorba, mai poate modifica legea. Dar, dacă îmi permiteți o clarificare juridică, textul pe care colegii mei l-au așezat, dacă vreți, în acest proiect de lege, în această inițiativă legislativă, este același, identic. Verificat de Curtea Constituțională în 2004, la sesizarea PNL. Da, sigur că da. Proiect de lege inițiat de Partidul Social-Democrat, adică la vremea respectivă. Ceva, nu, ceva ce a fost deja verificat de Curtea Constituțională. Colegii mei au gândit-o în această cheie. Și anume, dacă un text a fost deja verificat de Curtea Constituțională și l-a ascultat ieri pe profesorul Toader spunând că jurisprudența curții e o singură decizie, în acest sens, care e jurisprudența curții? Avem o singură decizie din 2004 care verifică sub aspectul constituționalității un astfel de până bine ne așteptăm pentru decizia Biroului Electoral Central. Doar o chestiune vreau ca să-i lămurim pe cei de acasă și Remi și la dumneavoastră, vreau și reacția USR în acest moment, pentru că noi am început toată această tevatură cu Partidul Național Liberal, care ar avea și un plan B altul decât PSD, mergând înspre Elena Lasconi. Doar că s-a supărat Nicolae Ciucă pentru că Elena Lasconi a vorbit public de aceste discuții. Cel puțin aceasta a fost interpretarea. De atunci și până acum au existat discuții între PNL și USR. Nu știu să există scenariul unei coaliții PNL-USR? Nu e niciun scenariu în momentul ăsta. Mergem la alegeri și de asta voiam să clarific și să-i rog pe cei care se uită la noi, pe toți românii, să nu se mai lase păcăliți încă o dată de PNL. În 2020 PNL-ul i-a mințit pe toți și le-a spus dați-ne votul să vă scăpăm de PSD. De 3 ani sunt la braț cu PSD și vedem că fac doar figurații și se fac că se ceartă pe la televizor sau pe în Parlament, însă ei sunt ca frații, să înțeleg foarte bine, la guvernare împreună, se laudă unii pe alții, să bat pe umăr când fac diverse chestii sau când își împart posturile. Apropo, își împart săptămâna viitoare posturi la ASF, la BNR, la CNA și așa mai departe. Ei sunt la guvernare împreună, nu vă mai lăsați păcăliți de ei. Sunt două partide, un PSD galben și un PSD roșu. Asta e realitatea acum. Ce o să fie după 1 decembrie? O să vedem. Tragem linie, guvernarea e pe locuri în Parlament. Tragem linie, cine face într-o coaliție 51% poate să guverneze. Dar ce îi rog eu pe oameni să se uite și la moralitatea celor oamenilor politici cărora le-au dat votul și apoi i-au lăsat în baltă, ca să nu zic cu ceva în baltă, că asta este realitatea. Și vedem că zilele astea
Tot scandalul în coaliție nu e legat de pensii, nu e legat de salarii, nu e legat de reforme, nu e legat de minus 14 miliarde de lei din PNRR sau de faptul că tranșa a treia din PNRR e trimisă la plată de aproape un an de zile din decembrie 2023 și nu se întâmplă nimic cu banii aia pentru că n-au făcut reformele. Ei se ceartă pentru cariera politică a lui Iohannis. S-au încurcat pentru că peneliștii nu poate să-i pună pe tavă încă un post lui Iohannis. Este o mizerie proiectul ăla de lege. Iohannis, dacă vrea să candideze, poate să își dea demisia, să intre în PNL sau să meargă independent, are aceste două variante pe legislația în vigoare. Dacă e un politic, să iasă după 10 ani de zile să coboare de acolo din Cotroceni, să iasă printre oameni să le ceară voturile. Vă rog, domnule profesor Pan. Da, și eu am un pic senzația aceasta că pseudoteme sunt scoate în față și care până la urmă n-au nicio importanță. Chiar nu va conta pentru națiunea asta dacă președintele actual în funcție va fi sau nu va fi senator. Dar va conta dacă premierul e de dreapta sau de stânga? Cred că nici asta nu contează, pentru că dacă mă întrebați pe mine, dreapta, stânga are o problemă cu liberalismul, deci dreapta și stânga în general și în România nu prea mai au legătură cu liberalismul. Întrebarea este dacă guvernarea și premierul care va veni în fruntea acestui țări, în acestei țări, va avea legătură cu libertatea, cu liberalismul, cu mai mult profesionalism, cu modernizarea României, reformarea României. Asta ar fi întrebarea. Găsim un astfel de premier și un guvern în jurul lui și niște parlamentari în jurul lui? Eu zic că nu. Dacă mă întrebați pe mine, senzația din afară este că în România, în continuare, politicienii sunt pe lângă subiectele importante. Noi avem urgent nevoie de o reformă administrativ-teritorială, avem nevoie urgent de o asanare a tuturor agențiilor de stat care există în România, instituțiilor de stat, companii, avem vreo 800 de companii de stat de care nu se ia nimeni. În schimb, singurul lucru pe care îl vedem în față în momentul acesta este impozit progresiv, creștem taxele românilor, pe asta este semnul neputinței clasei politice. Faptul că pui în fruntea țării niște lideri prin alegerile tale, care singurul lucru pe care îl pot să-l facă este vină să-ți spună trebuie să vă creștem taxele, dragi români, asta este dar din start asta, o dramă pentru 2025, noi. Boloș spune asta, ministrul finanțelor spune asta în mod repetat. Aici voiam să vin la dumneavoastră, domnule Țoțianu. Boloș a spus asta ultima dată. După ce un an de zile ni s-a spus că nu există. Scenariul economiștilor atât de sumbru pentru 2025 nu există. Pe de altă parte, investițiile nu reprezintă întreaga sumă pe care noi am împrumutat-o. Nici sau pe departe. Sau vom împrumuta până la final de 2024. Da. Sunt mai multe subiecte pe care le-ați adus în discuție. Am să e impozitul progresiv și taxe imediat, dacă vom avea din 2025. Deci, cred că e o așteptare pe care să spun că, cu toții. Dacă ne ducem la practica Comisiei pentru Democrație prin drept de la Veneția, să vii să schimb cu 3 luni de zile în timpul meciului, în timpul competiției regulile, este incorect. Și al doilea cum lucru... Cum ați făcut cu comasarea la locale? Domnul Cristian, cum ați făcut cu comasarea acolo la locale? Acolo nu s-au schimbat regulile adică, jocului. S-a schimbat data, nu, s-a au rămas aceleași dispoziții legale. Aici e problema de modificarea legii electorale. Lege. A doua... Ce dublă măsură. A doua chestiune. Haideți că eu n-am întrerupt. Da, nu, dar e dublă măsură. A doua chestiune, care trebuie să o spunem. N-a discutat nimeni despre impozit progresiv. Este o discuție pe care o faceți dumneavoastră acum în presă. S-a discutat la un moment dat în spațiu public despre oportunitatea introducerii unui impozit progresiv. Permiteți-mi, vă rog, atât. O secundă. Da, vă rog. Pe Marcel Ciolacu, l-ați spune premier, Cosmin Prelipceanu îl întreabă pe Nicolae Ciucă. În 18 septembrie, aici la Digi24, iar Nicolae Ciucă răspunde așa. Păi Ciolacu vorbește de cotă progresivă. Cum se-i acord mandat când vorbește de cotă progresivă? Asta este o retorică tipică de campanie electorală. Știți foarte bine. Și dar nu puteți nega totuși că tema aceasta impozitului progresiv... Este o temă nu doar aici în România și știți foarte bine ca și mine că în general în Europa, în Uniunea din care facem parte, de vreo 10 ani impozitul este progresiv. Da? Știți foarte bine. În Statele Unite, jumătate din state au deja cotă unică. Noi vorbim de Europa, domnul profesor, pentru că suntem partea Uniunii Europene, în afară de România. Asta nu înseamnă că e un lucru bun. Da. Adică dacă îmi dați un argument cu o țară, se aruncă în prăpastie. Avem argumente și pro și contra și dumneavoastră și eu, dar vreau să vă spun
acum mergând pe dispozițiile codului fiscal. O reformă de acest tip are nevoie de timp pentru a fi implementată. Al doilea, modificarea legii, știți foarte bine că nu o poți face mai devreme de 6 luni de la data intrării. S-a mai făcut câteodată. Pe lucruri care sunt, să spunem, mai puțin importante din legislația. Iar a treia chestiune care vreau să o spun, nu împărtășesc teza, spus aici că a crescut cineva taxele. Nu, s-au eliminat, domnul profesor, sunteți de specialitate, s-au eliminat niște facilități acordate unor categorii socioprofesionale. Și este corect așa. Și de exemplu, în zona de construcții, 800.000 de oameni nu plăteau contribuție la sănătate. Și nu mi se pare că e corect. Dar la micro-întreprinderi? Da. La micro-întreprinderi, din niște ajustări, că ajungem la această chestiune, crește, din acest PNRR, și suntem până la capăt corecți, în PNRR există prevăzută o reformă pentru micro-întreprinderi care le-ar pune în dificultate. Guvernul acesta a ezitat să implementeze această reformă și a blocat cererea de plată. Deci n-am dorit să facem asta, am făcut calculul cât înseamnă din cererea de plată numărul 3. Chiar domnul Boloș a spus la un moment dat că ar putea fi o discuție de vreo 700 de milioane de euro și noi avem de ales între a omorâ economia națională, micii întreprinzători și a luat niște bani din fonduri, din fondurile din PNRR. Doar și asta un minut, a fost o reformă trebuie greșită. Să luăm pauză apoi și domnul profesor Păun nu va fi, nu va mai... Nu s-a discutat PNRR-ul niciodată în Parlament. Este o teză falsă asta. Amânarea discuției cu privire la deficit. Noi am tot înțeles, sau tot asta ne-a explicat guvernul, că vom reuși să împărțim reducerea deficitului pe o perioadă de 7 ani. Acum înțelegem că executivul asta cere păsuire. Vom discuta, domnule Cițeanu, imediat. Deci păsuire până în ianuarie, se confirmă. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Un minut. Din punctul meu de vedere înseamnă neseriozitate. România este în procedură de deficit excesiv din 2019. Suntem țara cu cea mai veche experiență de deficit excesiv dintre toate care au deficit excesiv în momentul acesta. Am ratat o foaie de parcurs pe care am negociat-o cu Uniunea Europeană, am aruncat-o la gunoi prin 2021, n-am respectat-o. În momentul de față nu avem foaie de parcurs, încercăm să negociem una, că asta înseamnă de fapt amânarea discuției. Vrem să readucem la masa negocierii Comisia pentru o nouă foaie de parcurs și venim cu o propunere de 7 ani care mie mi se pare neserioasă. Care-s riscurile? Să vină o criză peste noi în ăștia 7 ani și tot planul de a reduce deficitul cu 0,5% să se ducă peste cap. Avem un mare risc să trecem. Noi avem acum aproape de 55% datorie publică în PIB. O recesiune înseamnă prăbușirea PIB-ului și înseamnă creșterea datoriei publice. Deci numărătorul crește, numitorul scade brusc. Uneori a scăzut în fosta criză și cu peste 15%. Imaginați-vă ce se întâmplă cu raportul datorie publică pe PIB într-o recesiune care va veni. Nu mai avem șanse. Vă mulțumesc. Revenim la Studio Politic după o scurtă pauză. Ne uităm și pe lista celor pe care președintele Klaus Iohannis îi vrea pe lista candidaților PNL la alegerile parlamentare. Imediat. Am continuat dezbaterea și în pauză. Ne uităm însă acum pe lista președintelui Klaus Iohannis pentru alegerile parlamentare. Nu vrea doar el să candideze, vrea și o listă de oameni pe care să îi susțină Partidul Național Liberal și să-i pună pe locuri eligibile. Andreea Bratu știe care sunt acești oameni. Îi urmărim și noi. Printre numele pe care Klaus Iohannis le-ar dori în viitorul legislativ se numără Ligia Deca, actualul ministru al educației și fost consilier la Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor Digi24, șeful statului le-ar fi cerut liberalilor ca Deca să ocupe un loc eligibil pe lista PNL București pentru Camera Deputaților. Din rândul consilierilor prezidențiale actuali, Diana Păun de la Departamentul de Sănătate Publică ar fi fost propusă de Iohannis pentru a deschide lista PNL la Iași sau la Dolj. Iar Cristina Trăila, actual deputat, ar fi un alt nume pe care președintele României l-ar fi cerut pe lista PNL București, deși inițial nu s-ar mai fi aflat printre variantele partidului pentru locurile eligibile. Din informațiile pe care le-am obținut, șeful statului și-ar dori să aibă un cuvânt de spus și în propunerea liberalilor pentru un post de viceguvernator. Mai exact ar fi vorba despre Cosmin Marinescu, în prezent consilier prezidențial pe politici economice și sociale. Dacă aceste nume se vor regăsi pe listele finale,
finale ale PNL rămâne de văzut. Momentan însă se conturează o ruptură tot mai mare între liderul de la Cotroceni și membrii cu greutate din partid, mai ales de când Klaus Iohannis a cerut modificarea legii pentru a deveni senator, cu planul, spun surse politice, de a conduce formațiunea după alegeri. Vă reamintesc că în urmă cu puțin timp Nicolae Ciucă a făcut o declarație publică în fața jurnaliștilor, a explicat că e discutabil atunci când a vorbit de încrederea pe care o mai are în Marcel Ciolacu. Pare să fie o ruptură în acest moment în coaliție, sunt membrii ai Partidului Național Liberal care transmit că Nicolae Ciucă nu vrea să mai vorbească la telefon cu Marcel Ciolacu. Ruptura ar fi plecat de la faptul că Partidul Social Democrat nu susține proiectul de lege prin care președintele Klaus Iohannis ar putea candida la alegerile parlamentare, dar și în partea Partidului Social Democrat apar nemulțumiri. E vorba de declarația lui Nicolae Ciucă, nu l-ar pune premier pe Marcel Ciolacu pentru impozitul progresiv. Unul dintre oamenii președintelui, pentru că vorbeam despre asta, este alături de noi Cristina Trăilă. Sunt totuși membrii din Partidul Național Liberal care au girat că dumneavoastră sunteți omul lui Klaus Iohannis de pe lista de la parlamentare. Da, mă bucur că colegii mei îmi oferă o asemenea calitate, dacă vreți. Eu mi-aduc aminte că am făcut parte din echipa de campanie a președintelui în 2019, eram vreo 6 oameni pe acolo și cred că ne-am făcut treaba la momentul respectiv. Dar este o pură speculație, pentru că cariera mea politică de 20 de ani nu a avut în vedere nici susținerea unui președinte sau altuia și, repet, m-aș simți onorată dacă s-ar întâmpla acest lucru, dar mă amuză că mor alții de grija mea. Deci, sincer, cred că președintele Iohannis poate susține mulți membri ai Partidului Național Liberal, eu fiind unul din deputații Partidului Național Liberal, întâmplător deputat de București și, de altfel, în 2020, când am candidat pentru a treia oară, intrând, practic, doar în 2016 pentru prima oară în Parlament, a fost un sondaj făcut pe București. Și mi-aș dori ca colegii mei și organizațiile de rigoare și de la sectoare și din PNL București, fiind deputat de București, să facă un astfel de sondaj. Și să vedem exact cum ne situăm fiecare dintre noi în cadrul preferințelor cetățenilor. O popularitate și o intenție de vot mare. Este ceea ce reflecta în 2020 sondajul făcut de conducerea Partidului Național Liberal la momentul respectiv. Când ați vorbit ultima dată cu președintele României? Acum mulți ani. Deci, dacă apar fotografii cu dumneavoastră și cu președintele Klaus Iohannis, zic, dacă au apărut informații că sunteți omul președintelui, se poate întâmpla orice. Sigur că da. Ați fost mai devreme, mor alții de grija mea. Păi da, se pare că da, pentru că atâta timp cât mă așezi, cum s-ar spune, în rândul consilierilor prezidențiali, fiind, iată, singurul parlamentar în funcție al Partidului Național Liberal și singurul membru dintre cei enumerați, cred că da, pentru că e o preocupare a unora în ceea ce mă privește. E adevărat că sunt un om care am susținut revenirea președintelui Iohannis în cadrul Partidului Național Liberal. Susțin proiectul pe care colegii mei l-au înregistrat în Parlament, pentru că mi se pare o chestiune constituțională și cred că sunt multe elemente care poate pe bun, unii ce opinie îi deranjează. Despre deplasările președintelui Klaus Iohannis cu avion privat, în ciuda criticilor? Și în ciuda lipsei de bani la buget, că e un cost. A primit 7 milioane la rectificare acum, deci, Iohannis de la Ciolacu. Vor a primit administrația deci prezidențială. Cred că ar trebui un pic să ne uităm apropo de cei care ar trebui să ajungă în Parlamentul României, pentru că de fiecare dată, și știți, Valeriu Nicolae face această analiză a celor care ajung în Parlamentul României și de la un mandat la altul vedem că, din păcate, și aici colegul meu poate confirma, clasa politică și membrii Parlamentului sunt din ce în ce mai slab pregătiți. Și dacă vreți, eu o să spun un lucru, poate că alții o să mă critique, dar cam jumătate din colegii mei din Parlament nu prea am văzut prin plenul Parlamentului. Din păcate. Deci și mă întreb, și pe Klaus Iohannis candidat.
Da, am afirmat acest lucru. E o chestiune asumată. Eu nu stau să mă ascund după vreo... Am spus-o întotdeauna. Sunt un om care, repet, am făcut parte din echipa dumneavoastră de campanie și mi se pare firesc ca un om care are o experiență de 10 ani. Adică l-aș prefera pe președintele Klaus Iohannis în Parlamentul României decât pe domnul Ghiță, sportivul sau cum da, îl cheamă. Dacă Bec da? Dă totuși o sentiment, dacă dă o opinie care e contrară așteptărilor. Nu poate să dea o opinie contrară pentru că noi am solicitat să dea o hotărâre de interpretare bun, a unei sintagme. Dacă interpretarea păi respectivă decât nu două e favorabilă. Variante, n-are decât două variante. Să meargă pe varianta opiniei date de Consiliul Legislativ sau pe varianta opiniei în care credem noi. Bun, și dacă nu dă opinia în care credem noastră, ce se întâmplă? Păi varianta Consiliului Legislativ care spune că președintele poate, din poziția pe care o are, să candideze la Parlamentul României. Fără să-și dea demisia, păi evident. Și iertați-mă un pic, domnul Moșteanu. Textul care interzice în mod expres candidații independenți pe listele partidelor politice, respectiv al articolului 52 aliniatul 5 din legea privind alegerea membrilor Parlamentului, nu se regăsește, de exemplu, în legea privind alegerea președintelui României. Și am să vă spun un lucru. Este adevărat că președintele României, și nu doar Klaus Iohannis, ci și Traian Băsescu, când au candidat la al doilea mandat, erau sau nu erau membri de partid? Ha, nu erau. Păi, iertați-mă, nu aveau cum să fie membri de partid. Domnul Moșteanu, să-mi duc teoria până la capăt. Deci, practic, articolul 85 din Constituție, care spune că pe parcursul mandatului nu poți fi membru de partid, deși ai un drept fundamental de a fi ales, intră în contradicție cu această interdicție expresă doar din legea privind alegerea membrilor Parlamentului, lucru care nu se găsește, prevedere care nu se găsește în legea privind alegerea membrilor Parlamentului. Oamenii înțeleg chestiile simple. Președintele nu poți interzice un drept. Nu e membru de partid. Dar el are dreptul să candideze independent sau să-și dea demisia, să intre în USR, PSD sau PNL. Nu are de ce să-și dea demisia, că nici când a candidat pentru al doilea mandat de președinte al Parlamentului, la Constituție, nu și-a dat demisia. În Constituție scrie că președintele mediază între puterile statului. Cum mediază Iohannis între 17 octombrie, dacă va fi pe listele exact PNL? Exact cum a mediat când a candidat la al doilea mandat de președinte. Cum mediază Iohannis între puterile statului ca penelist pe listele PNL? Nu poate să... Deci este ceva absurd, nu vă dați seama, înțelege totuși toată lumea. Totuși să evităm contorsionările astea, adică până la urmă... Sunt date de Constituția României. O să atacăm la CCR, o să atacăm în instanță candidaturile lui Iohannis. E o mizerie ce fac peneliștii pentru cariera lui Iohannis, calcă tot. Adică veți încerca... Și dacă obține acest mandat, să anulați mandatul de senator. O să vedem, dacă legea nu se modifică. O să folosim toate căile legale. Pentru că, din nou spun, este o mizerie. Trebuie să-și dea demisia, să candideze independent sau să intre în... să candideze independent din poziția de președinte sau să-și dea demisia să meargă în PNL dacă vrea și gata, foarte bine. Și rămâne Ciucă, te duce interimar la Cotroceni. Să dea o lege astfel încât președintele Klaus Iohannis să fie sigur că va intra în Parlament? Partidul Social Democrat nu ce să facă ei, da, e. Parlamentul dă o lege și Partidul Social Democrat. Dar Partidul Național Liberal în Parlament nu poate singur să facă nu asta. Poate. De aceea am întrebat PSD-ul de voturile parlamentarilor PSD. Ne-am pronunțat pe acest subiect. Este un subiect închis din perspectiva noastră. Mai departe văd că sunt foarte bune premise pentru Alianța de Dreapta. Dacă foarte bune premise pentru foarte Alianța bine, de Dreapta. Bune premise Mihai pentru Tudose Alianța a spus aici la Digi24 când a fost întrebat dacă în 2025 există o șansă pentru guvernarea PSD-ului, totul e posibil. Totul este posibil în general în politică, dar trebuie să ținem cont de mai mulți factori. În primul rând, de rezultatul alegerilor. Pentru că acel rezultat va spune cum se pot forma viitoare coaliții de guvernare. Deci dacă voturile mari sunt ale PSD numai puțin și multe ale AUR, da? Nu excludeți nu cred că alianță AUR cu AUR. Va avea atât de multe mandate încât să poată emite pretenții de guvernare. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de interesele României. Și interesele României sunt acelea de a face parte din Uniunea Europeană, din NATO, de a susține... Da, de mersurile acestea de integrare. Mai puțin de un minut și vreau concluzia, domnule profesor. În 2025 vin taxe noi? Repet, la cum se configurează... la cum arată toată situația, foarte probabil să rămânem cu taxe mai mari și cu același stat nereformat, aceleași, cum să spun eu, instituții care atârnă greu de bugetul statului. Nu se schimbă semnificativ abordarea. E clar că România are nevoie de o resetare reală. Și această resetare reală trebuie să înceapă în primul și în primul rând din politica românească. Cât din datoria publică
dăm noi pe investiții? Că e toată discuția asta, că de fapt avem o problemă pentru că investim. Păi pot să fac doar următorul calcul. Acum o săptămână, ca să fie rapid și pe înțelesul tuturor. Acum o săptămână, Ministerul Finanțelor a împrumutat suma de 5 miliarde de euro prin obligațiuni listate pe piețe internaționale. 5 miliarde de euro înseamnă 500 de kilometri de autostradă la 10 milioane de euro kilometru. Deci, într-o singură zi, România a împrumutat 5 miliarde, a echivalentul a 500 de kilometri de autostradă. Noi nu cred că dăm anul ăsta în funcție 10 kilometri. Mulțumesc. Am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru opinia. Din păcate nu mai pot să răspund. Nu mai avem timp, nu mai avem timp să combateți, dar revenim la Studio Politic în fiecare zi, de luni până joi, și reluăm dezbaterea. Revenim cu mai multe informații imediat, de asemenea. De la fix este alertă pe Transfăgărășan. Un adolescent de 14 ani a fost rănit de un urs. În ce stare este copilul? Aflați imediat mai multe detalii, inclusiv despre inundațiile catastrofale din Italia. Acolo un bebeluș a fost luat de ape, iar imaginile momentului le veți urmări imediat. Tot de la fix veți afla și mai multe despre divorțul anului în politică, pentru că Nicolae Ciucă tocmai a anunțat că nu mai vrea cu Marcel Ciolacu. Ce l-a supărat pe liderul PNL? Aflați mai multe detalii de la ora 16, când vă așteaptă colega mea, Teodora Tompea. Eu vă mulțumesc pentru atenție!